noi elevi continuăm în mediul online să recapitulăm și să învățăm din opera marelui poet Mihai Eminescu. Aș vrea să încep cu citatul zilei și anume: vis a fost viața noastră, iar norocul nostru vânt. Este o afirmație a lui Mihai Eminescu și vreau ca dumneavoastră să explicați cum înțelegeți acest citat. Astăzi la lecție veți utiliza corect și adecvat lexicul nou în diverse contexte, veți redacta variate tipuri de texte utilizând repere, veți reflecta, selecta din secvență video informații cheie, veți reflecta asupra celor studiate, argumentându-vă opțiunea. Prin metoda Blitz, aș vrea ca să citiți afirmația și să scrieți ce vedeți, ce vă imaginați, la cine, ce credeți că se referă, care este sensul ei, de ce se afirmă acest lucru. Ion Luca Caragiale spunea următoarele: cel mai dureros lucru în dragoste este că sufletul ți-l fură de obicei cel ce are mai puțină nevoie de el. Reflectați asupra acestei afirmații în baza vieții și activității lui marelui Mihai Eminescu. Priviți, audiați, înregistrarea, realizați sarcinile propuse. V-am pus pe post link-ul și aș vrea ca să priviți înregistrarea din spectacol și să realizați următoarele sarcini. Aș vrea, copiii, să vă atrag atenția la imaginele de pe fundalul acestei prezentări și să vorbiți cum credeți. De ce s-au ales anume asemenea imagini? Alcătuiesc 5 enunțuri folosind expresiile învățate din textul poemului: prigoniri de soartă, din bob în bob, mreajă de văpaie, catarg lângă catarg. Notați în caiet cuvintele care denotă timpul și spațiul, detaliile care vorbesc despre dragostea lui Hiperion către Cătălina, versurile care vorbesc despre sentimentul lui Cătălin, măreția lui Demiurg. În caietele voastre, scrieți un cvintet care să porniți de la cuvântul dragoste. Privind și ascultând înregistrarea, formulați 3 întrebări pentru unul din personajele: Hiperion, Cătălina, Cătălin și Demiurg. Scrieți un eseu argumentativ, minim 2 argumente, din 10 enunțuri în care să demonstrați caracterul romantic al poemului. Utilizați expresii lexic din text. Priviți și audiați înregistrarea. Reprezentați printr-un grafic modulațiile vocii lui Gheorghe Cozorici, prin care să redați starea morală a personajului principal. Analizați toate imaginele care sunt în acest film, ce vorbesc despre subiectul poemului, și explicați comentând care sunt cele mai reușite și de ce considerați așa. Utilizați cunoștințe de la arta plastică. Sunt sigură că vă descurcați de minune și continuăm. Cum credeți, copii? De ce Demiurg refuză să-l dezlege pe Luceafăr de nemurire? Pentru a vă descurca mai bine, ascultați de la minutul 17.07 până la 20.27 înregistrarea care v-am propus-o, în care Demiurg răspunde cu multă înțelepciune Luceafărului.
Spuneți, argumentele aduse de Tatăl Ceresc în favoarea nemuririi sunt convingătoare, dar sunt ele oare întru totul juste? Argumentați. Fiind în locul unui pictor, explicați în 2-3 enunțuri ce ați releva în portretul Luceafărului, lui Demiurg, a lui Cătălin, fete din rude împărătești, utilizați adjective ce denumesc culori. Tot în baza acestei înregistrări, spuneți, în finalul poemului, Hiperion răspunzându-i Cătălinei și refuzându-i chemarea, o numește chip de lut. Care este sensul pe care a voit autorul să-l dea acestei expresii? Mai departe, vă propun piramida narrativă și vreau să creionați portretul fizic și moral al Cătălinei, apelând la textul poemului. Încercați să caracterizați prin contrast cele două personaje ale operei. Din variantele propuse, alegeți una care, după părerea voastră, se potrivește cel mai bine noțiune de geniu, capacitatea de a înțelege ușor și bine, de a sesiza ceea ce este esențial, de a rezolva situații sau probleme noi pe baza experienței acumulate anterior, este o variantă. Cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului, caracterizată printr-o activitate creatoare, ale cărei rezultate au o mare însemnătate, este varianta a doua. Capacitatea superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor. Care din aceste variante se potrivește cel mai bine noțiunii de geniu? Argumentați. Geniu în zdreanță sau în veșminte aurite, tot geniu rămâne, spune Mihai Eminescu. Elevi, reflectați în baza acestei afirmații, utilizați cunoștințele de la lecțiile de limba și literatura română și aduceți argumente care confirmă veridicitatea acestei cugetări. Sunt sigură că vă veți descurca de minune. Mai departe vă propun să-mi ziceți ce sentimente vă trezesc personajele textului. Reflectați, răspundeți, selectând determinative din șirul propus. V-am postat personajul lui Cătălin, Cătălina, Hiperion și Demiurg. E vorba despre sentimente de admirație, de regret, de tristețe, de jale, de durere, de dragoste, de frică, de curiozitate, de reproș sau de rușine. Exprimați-vă succint atitudinea voastră față de fiecare personaj în parte. Argumentați. Alcătuiți povestea vieții lui Cătălin și Cătălinei cu un final fericit și cu un final tragic și trist. Argumentați în 8-10 rânduri afinitățile și deosebirile dintre poemul Luceafrul de Mihai Eminescu și poemul Demonul de Mihail Lermontov. Și aveți idei pentru acasă. Ați lucrat de minune astăzi, v-ați descurcat bine, sunt sigură că la cele știute din lecțiile anterioare ați mai achiziționat multe
din lecțiile online. Aveți idei pentru acasă, adică să reflectați acasă, să redați în 12 enunțuri evenimentele care au loc în poemul Luceafrul de Mihai Eminescu, respectând reperele. Să explicați mesajul versurilor, căci eu sunt vie, tu ești mort și ochiul tău mă îngheață. Exprimă și argumentează opinia personală față de subiectul lucrării. Vă doresc succes! Astăzi la lecție, participând, faceți o evaluare. Mi-aș dori foarte mult dacă, sper că, la moment, dar pe viitor, și aveți acolo o scară care vă duce spre calificativul excelent. Bravo, copii! O zi frumoasă!